ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Bună dimineața, cafeaua de dimineață la Știri din Neam și Mesagerul de Neam. Iată, am ajuns într-a, cred că a 12-a zi de conflict ucrainean-rus sau ruso-ucrainean, ca să fie mai aproape de adevăr. Lucrurile acolo se îndreaptă încet, încet spre o catastrofă umanitară. Nu mai discut de distrugerile materiale inerente unui atac purtat de o armată sovietică, rusă, pardon, dar nu a mai existat o asemenea dislocare de populație de la al doilea război mondial în Europa. Deci, cred că în momentul acesta a fost depășită cifra de 1,5 milioane de refugiați, dacă nu cumva chiar mai mult, și dacă cumva coridoarele umanitare vor funcționa după două zile de promisiuni încălcate, se pare că de ambele părți, dacă vor funcționa coridoarele umanitare, probabil că cifra de 2 milioane de refugiați va fi depășită foarte, foarte rapid. Românii s-au mobilizat, am spune, exemplar în fața acestor oameni, cei care au ales să vină în România, și polonezii au făcut la fel în Polonia, la o cantitate mult mai mare de, la un număr mult mai mare de refugiați. Deci românii au făcut mult, atât ca persoane fizice, organizații non-guvernamentale, cât și ca autorități. Nu sunt curios, stau și mă întreb dacă s-ar fi întâmplat altfel românii să iasă spre, să fie nevoiți să refugieze spre Ungaria sau spre Bulgaria, ca să nu mai vorbesc acum de Serbia, lucrurile ar fi stat oare la fel? Nu știu, cert este că românii s-au mobilizat și cât au putut, au ajutat, ba chiar de multe ori au ajutat mai mult decât se spune că trebuie să faci în cazul unor refugiați. Ieri de la Piatra Neamț au mai plecat două autobuze cu refugiați ucrainieni spre Germania și pentru că e început de săptămână, am vrea să aflăm câteva date sintetice de la reprezentantul guvernului în teritoriu, prefectul de Neamț, domnul Adrian Niță, dacă reușim să și intrăm în direct. Bună dimineața, domnule prefect! Bună dimineața, privitorilor dumneavoastră! Domnule prefect, începe o nouă săptămână, v-aș ruga, dacă se poate, am amintit de cele două autobuze care au autocare care au plecat ieri spre Germania. Haideți să încercăm un pic o sinteză a ceea ce s-a întâmplat în cele 11 zile de primire a refugiaților pe teritoriul României și în județul Neamț. Dacă puteți sintetiza cu niște date, eventual să amintiți și de cei care s-au implicat în mod deosebit în această acțiune. Da. Încă de la începutul acestei crize umanitare, trebuie să remarc faptul că societatea civilă, oameni simpli, patroni de Horeca, transportatori și foarte, foarte multă lume s-a implicat și a pus umărul voluntari care au mers în graniță și au recuperat de acolo persoane refugiate. Și pentru asta trebuie să le mulțumim, pentru că au dat dovadă de solidaritate, de un real spirit civic și empatie, bunătate. Au fost absolut admirabili. Compasiune, tot ce doriți, da, așa este. Trebuie să vă spun că din evidențele noastre pe teritoriul județului, și mă refer acum doar la cei care au dormit aici, în perioada 28 februarie
5 martie au fost 1071 de persoane, asta mă refer la cele luate în evidență, care au înoptat pe teritoriul județului și care, și nu ne referim și cei declarați într-un fel că au înoptat, că probabil că au mai fost și alții. Probabil că au mai fost și alții, dar cu siguranță au mai fost câteva mii care au trecut pe aici, au fost în tranzit și au continuat deplasarea, pentru că foarte mulți optează să meargă în străinătate, la rude, în Germania, în Italia sau în Polonia. Sâmbătă mai aveam pe teritoriul nostru, teritoriul județului nostru, cazat 221 de persoane, iar astăzi avem 120 în evidențele noastre. Ieri au mai plecat cele două autocare spre Germania și ar mai fi la informatică 26 de persoane, în strand 37, la Mănăstirea Sfericica 17 și la câțiva privați diferența pensiuni și cabane. Spuneți-mi un pic, în momentul acesta mai sunt probleme la intrarea în Ungaria cu pașapoartele biometrice sau s-a revenit din nou? E o situație incertă acolo, care suferă modificări de la oră la oră, ca să spun așa. Din ce am înțeles, s-a permis totuși trecerea refugiaților. Aveam discuția asta și aseară cu reprezentantul firmei din Germania, din Hamburg, care a organizat transportul pentru grupul acesta mai mare, venit din Odessa, și spuneau că să trece, nu e problemă. Să sperăm că nu o să revină din nou, pentru că ați văzut că e ușor incertă situația acolo. Da. După amiază nu le mai permit, seara le dau drumul. Adică... Probabil că e pauza de masă la Vameș, cine știe. Cine știe. Da. Domnul prefect, dintre cei care au venit, sunt care și-au exprimat dorința de a rămâne în neamț? Sunt. Avem celebru caz cu acea doamnă, cu cei 5 copii, care înțeleg că dorește să rămână. Mai avem o doamnă cu 2 copii, unul de 5 și unul de 7 ani, care, din ce am înțeles, în perioada asta chiar își perfectează formele și și-a găsit și un loc de muncă. Foarte frumos. Da, da. Cu siguranță vor fi, din informațiile noastre și din ceea ce se poate observa, în primul val sunt cei care nu au o situație materială atât de proastă și care au reușit să fugă cu mașinile proprii, fie că le-au abandonat ulterior în vamă, fie că au trecut mai departe, dar s-ar putea să urmeze... Valul celor foarte săraci, da. Da. Și cred că... Și există această posibilitate ca unii să stea mai mult pe teritoriul țării noastre, inclusiv al județului, și parte dintre ei să-și dorească să nu se mai întoarcă înapoi. Nu știm cum va evolua situația acolo, în Ucraina. E posibil ca de acum încolo să vină și cetățeni care sunt de origine română din Ucraina, pe măsură ce se apropie frontul de Cernăuți și zona Cernăuțiului. Dar așa am vedea. Deocamdată jumătatea de vest, ca să spunem așa, nu a fost atât de afectată din coace de râul Dnipru, dar ne așteptăm ca, în cazul în care, așa cum spuneați, frontul va înainta, să avem un aflux mai mare de refugiați. Aminteați de oamenii care s-au implicat. Eu am spus de mai multe ori aici că merită toate felicitările, mai ales că s-au implicat la modul acela, nu numai să-i ajutăm pe să iasă din țară până la graniță, de multe ori au ajutat inclusiv cu bilete de avion sau cu transport până în țările respective. V-ați gândit cumva la, o formă de a le mulțumi public? Da, în primul rând am luat decizia că, în urma hotărârii de guvern care a stabilit exact care vor fi sumele destinate plății serviciilor de cazare și masă pentru refugiați în perioada următoare, pentru că a apărut acum în weekend, da, sâmbătă seara,
am luat decizia și am rugat pe cei de la ISU ca în momentul când vor face aceste achiziții, pentru hrană mai ales, pentru că la cazare vom opta întâi pentru locațiile ce sunt în administrarea statului și mă refer la inspectoratul școlar, la primării sau taberele școlare. La hrană i-am rugat să-i cheme întâi pe reprezentanții, patronii, administratorii firmelor care au dat bani din buzunar și au suportat în această perioadă masă pentru refugiați, pentru că ar fi de porc, ca să zic așa, să-i lași pe oamenii ăștia deoparte și să-i chem pe alții care vin și încaseze, iar ceilalți, după ce au plătit din buzunar, să stea să... Da, este absolut normal. Probabil că de aceea și aveți astăzi o întâlnire cu ei, de câte știu eu. Da, i-am convocat la ora 10 la sediul ISU și sper să vin acolo toți. Bineînțeles, ne obligăm, dar ei au prioritate, ca să zic așa. Da, am înțeles. Este, de fapt, un gest reparatoriu sau, să spunem, recompensator pentru ei. E normal, e da. Un gest de corectitudine. Absolut. Domnul prefect. Da. În afară de asta, pot să vă mai spun că guvernul a luat decizia ca să ne ajute și a suplimentat printr-o hotărâre a CNSU. Vom mai primi 500 de paturi cu saltele, pături, cearșafuri, perne, adică tot ce ține de cazarmament și stași de dormit. Eu, așa cum declaram, nu-mi doresc să cazez oameni în corturi. Avem și pentru această situație, în plus față de aceste 500 despre care vă vorbeam și pe care n-am stabilit încă unde să-i cazăm, dar sperați că Dumnezeu le avem să fim pregătiți. Mai avem două tabere mobile care au fost dislocate. Noi am trimis una la Suceava de 200 de locuri și mai avem încă două venite care în maxim 4 ore ar putea fi montate. Operaționale, da. Da, și am mai avea încă 400 de locuri în plus. Desigur că lista, acum avem 560 de locuri stabilite pentru a caza în unitățile ce aparțin liceelor, taberelor școlare și, cum spuneam, și celorlalte, dar ea poate fi suplimentată la nevoie. Am înțeles. Să sperăm că nu va fi nevoie de asemenea măsuri, dar așa cum merg lucrurile în Ucraina, speranțele nu prea există. Domnule prefect, trecând la un alt subiect, în momentul acesta vedem că există tot mai multe amenințări directe făcute de comandanți ruși, inclusiv de președinte, la adresa țărilor vecine, cum ar veni. Și numele României este pomenit tot timpul. Ne aflăm sub o umbrelă NATO, e adevărat, dar spuneți-mi care este situația în acest moment cu privire la, să-i spunem, nici nu știu cum să o numesc exact, apărarea civilă la nivelul județului sau, mă rog, managementul acestei situații. Probabil că vă referiți la acele adăposturi. Nu numai adăposturi, adică adăposturile în primul rând. Eu, sincer să fiu, mă refer mai mult la partea de informare a populației cu privire la ce trebuie să facă în caz de, știți, nu mă refer neapărat și la adăposturi. Ele sunt publicate pe diverse site-uri, au mai fost publicate de presă, dar știți care este în acest moment interesul, probabil că interesul va deveni major dacă se întâmplă ceva. Am înțeles că ISU face controle în acest moment. Așa este. Avem 7723 de locuri în adăposturile stabilite. Momentan e vorba de 73 de locații. 51 ar fi în Piatra Neamț, 12 în Roman, 2 la Târgu Neamț, 2 în Bicaz, 1 în Cordun, 1 în Tașca, 1 în Sărinești, astea ar fi mare. Bineînțeles că la nevoie, așa cum spune și legea, toate acele boxe din subsolurile blocurilor pot fi
penalizate și obligatoriu ca să fie și eliberate în caz de necesitate. Acum, nu are rost să panicăm lumea. Nu panicăm pe nimeni. Trebuie doar să fie informați ca în caz de urgență, de necesitate, să știe cum fiecare cum să procedeze. Asta ar fi ideea. În afară de asta, mai avem un ghid, cei de la ISU, de la Institutul pentru Situații de Urgență, mai au o aplicație, fipregătit.ro, acolo se poate accesa, în care putem găsi informații despre situațiile în care ne-am putea regăsi în ceea ce privește protecția civilă. În cazul în care ferească Dumnezeu situația o impune și avem informații că s-ar putea întâmpla ceva, vom suplimenta aceste informații, nu știu, poate cu clipuri care să explice concret oameni că ar trebui să facă în astfel de situații. Mulțumesc mult pentru intervenție și ce să vă doresc? Vă doresc să nu aveți nevoie să informați populația mai mult și să puneți în aplicare, să puneți în folosință acele tabere mobile. Poate le dă Dumnezeu minte tuturor celor care întrețin încă flacăra războiului în Ucraina. O săptămână bună și numai bine, domnule prefect. La revedere. La revedere. Sănătate. Ați văzut cam care este situația la nivelul județului. Evident că au fost mult mai mulți refugiați decât cei care au dormit oficial în Neamț. Sigur, asta știm cu toții, s-au implicat foarte multe persoane private care au luat, au găzduit, au permis sau a asigurat tranzitarea mai departe a acestor persoane. Am deschis subiectul cu apărarea civilă nu întâmplător, pentru că aș dori să aflăm un pic care este situația și la nivelul municipiului Piatra Neamț. Din acest punct de vedere, acum câțiva ani, Mesagerul de Neamț scria despre starea adăposturilor din municipiu. Și la vremea aceea lucrurile nu erau foarte, foarte, foarte încurajatoare, nu erau nici presiunile de acum care se pun pe acest domeniu. De aceea o să încerc o legătură cu domnul Daniela Petrei, care este șeful biroului care răspunde de managementul acestui gen de situații din primăria Piatra Neamț. Dacă reușim să luăm legătura cu domnia sa, ar fi senzațional, pentru câteva informații, ca să spunem așa, generale. Bună dimineața, domnul Daniela Petrei. Bună dimineața, domnul Bălănescu. Suntem la o cafea, dar de data asta foarte amară la emisiune. Domnul Petrei, înainte vorbeam cu domnul prefect despre situația refugiaților și pe final am deschis și discuția cu privire la starea, să spunem așa, ceea ce înseamnă adăposturi civile în Neamț. Am amintit ceva și despre Piatra Neamț, un număr. V-aș ruga pe dumneavoastră, în calitatea pe care o aveți de șef al acestui birou de management al situațiilor de genul acesta, să ne faceți o scurtă prezentare a ceea ce înseamnă adăposturi antiaeriene la Piatra Neamț. Domnul Bălănescu, la Piatra Neamț, fondul de adăpostire este format din două componente, o componentă publică și o componentă privată, un fond privat de adăpostire. Fondul public este format din 28 de adăposturi pe care noi le-am primit printr-o hotărâre de guvern, hotărârea de guvern 1356 din 2001. Ele sunt puse pe site-ul primăriei, sunt luate în calcul în planul de analiză al riscurilor, PAR, cum îi mai spunem noi, și sunt periodic inspectate. Acum, dacă ne gândim că rolul acestor adăposturi este pentru a proteja populația în cazul unor atacuri din aer, ele în acest moment își pot îndeplini acest rol. Sunt
în aceste adăposturi se pot adăposti persoanele care ajung în apropierea lor într-un anumit moment. Ele sunt, de fapt, și inscripționate cu o literă A, ceea ce înseamnă adăpost, și care, în acest moment, pot fi folosite de populație într-o situație normală de pace, în condiția în care, atunci când sunt anunțați, să le elibereze în 24 de ore. Am înțeles. Da, vă rog, continuați. Nu, atât. Dacă vreți mai multe lămuriri, puteți să mă întrebați și vă ofer. În acest moment avem în jur de 4500 de locuri pe care le avem prevăzute prin planuri a putea fi adăpostite persoane, ar putea fi adăpostite în adăposturi de protecție civilă, în 13 clădiri. Mă refer doar la fondul public. Public și fondul privat? Fondul privat cine îl gestionează? Îl gestionează ISU. Deci fondul privat este gestionat de ISU. De ISU, da. Noi avem informații doar asupra fondului public, cel care a fost dat prin hotărâre de guvern. Deci fondul public înseamnă 4.000 de locuri, da? Cam așa. Fondul public 4.500, da. Asta înseamnă că... Se ia în calcul cam un metru pătrat de persoană într-un adăpost. Iată ce ne spune un domn pe site în momentul ăsta. Dacă sunt 8.000 de locuri la nivel de județ, bine, fără cele private, da? Da. E destul de puțin. 4.000 de locuri în Piatra Neamț. Probabil că și în cele private sunt vreo, știu eu, 10-12.000 de locuri. Nu sunt puține locurile astea? Dacă ne referim la cele special construite, dar dacă luăm în calcul că prin legislație se prevede că pot fi folosite într-o situație de urgență subsolurile blocurilor, parcările, gurile de metrou, adică sunt și alte locuri care ar putea fi folosite pentru acest scop. Atunci numărul persoanelor crește. Am înțeles. Deci asta este în caz de atac aerian. În aer, da. Sunt acele adăposturi ALA care au fost înainte denumite ALA și care au trecut ulterior la administrația publică în 2001. Am înțeles. Starea lor, dacă ar fi să evaluați pe o scară de la 1 la 5, că tot atacă rușii Ucraina și ei cu notele de la 1 la 5? N-aș putea să dau o notă, dar aș putea spune că ele nu pot asigura supraviețuire pe termen mediu și lung. Ele își îndeplinesc rolul pe termen scurt. Adică asta înseamnă pe perioada unui atac, nu? Pe perioada unui atac, exact. Da, bine. Vă mulțumesc pentru intervenție. Poate vom face într-o zi, cu acceptul celor care conduc municipalitatea, și niște mici vizite în asemenea stabilimente, să vedem în ce măsură ele sunt cât de cât... cum oferă cât de cât condiții pentru cei care ar avea nefericirea să ajungă acolo. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună. Vă mulțumesc toată disponibilitatea, domnul Bălănescu, sigur. Vă mulțumim, sănătate, numai bine. Numai bine. Sănătate. Acum, ați văzut care este situația. Un lucru este sigur. În cazul unui conflict nu avem cum să asigurăm toate condițiile pentru apărare antiaeriană, pentru apărare terestră, etc. Mai este ceva sigur, că până acum cel puțin eu n-am auzit să se fie activat partea aceea din tratat prin care țările care primez refugiați să obțină niște bani de la Uniunea Europeană, așa cum s-a întâmplat în cazul celor refugiați din țări aflate în conflict, Siria, etc. Un cititor, ascultător, telespectator ne spune că în Italia, de exemplu, toți cei care vin sunt înregistrați, sunt
luați într-un sistem, tocmai pentru ca Italia să poată deconta sume importante de bani Uniunii Europene. Lucru care ar trebui să întâmple probabil și la noi. Poate se va întâmpla, poate n-am auzit eu că s-a semnat un acord în acest sens. Ideea este că nu știm ce se întâmplă în Ucraina. De obicei primim vești doar dintr-o parte. Încet, încet au mai apărut și vești dinspre zona rusă. Cert este că cele două încercări de oprirea focului și crearea unor coridoare umanitare au picat. Se observă un lucru clar. Președintele Zelenski dorește să implice tot mai direct țările occidentale, deci implicit și NATO în acest conflict. NATO a spus că nu, dar lucrurile sunt într-o desfășurare foarte rapidă. Multă lume se întreabă de ce Putin stă de vorbă cu președintele Macron și nu cu altcineva în mod special. Au discutat de două ori. Este foarte simplu, președintele Macron este președinte în exercițiu în acest moment și reprezintă în aceste discuții Uniunea Europeană. Pe de o parte, pe de altă parte, s-au implicat izraelieni în negocieri și ei au transmis un mesaj că sunt foarte sceptici că se va ajunge la o negociere. Vom vedea ce se întâmplă. Oricum ar fi, Ucraina reprezenta o țară puternică din punctul de vedere al agriculturii la nivel mondial. Ce se întâmplă acum acolo a dus deja la creșterea prețurilor. Războiul din Ucraina duce la creșterea prețurilor la combustibili, lucru care deja se simte tot mai tare și la noi. E greu de înțeles cum vor evolua lucrurile și dacă dorim neapărat să vedem care sunt realitățile de acolo, trebuie să punem mâna pe niște cărți și să citim. Știu că displace lucrul ăsta la multă lume, dar după ocuparea Crimeei de către Rusia a fost încheiat un acord de pace. Un tratat, de fapt, la Minsk. Și în tratatul acela de pace erau, dacă nu mă înșel, 12 sau 13 puncte, nu mai rețin, dar promit să mă mai uit odată. Acele puncte nu au fost respectate de părți așa cum au fost ele convenite. Și tratatul de pace a avut, ca să spunem așa, și niște garanții la vremea respectivă. O să revin într-o emisiune cu datele astea pentru că sunt importante. Pentru că printre garanții era, dacă nu mă înșel, și Germania. De aceea poate și anumite atitudini care se iau acum, bine, ce fac rușii în Ucraina n-are nicio scuză în acest moment. Dar trebuie să ne uităm un pic și la ce generează acest gen de acțiuni ca să înțelegem exact cum stau lucrurile. Până atunci, toată compasiunea pentru poporul ucrainian, pentru cei care sunt obligați să își părăsească casele, cei care, să nu uităm, mor zeci de mii de oameni, mulți dintre ei nevinovați, personal necombatant. Aceasta fiind spuse, ne oprim aici cu emisiunea de astăzi. Dacă lucrurile merg bine, ne vedem și mâine dimineață și în diminețile următoare, încercând atât putem de la Piatra Neamț să vă ținem la curent cu ce se întâmplă. La revedere!